Bună ziua, bun găsit, dragi telespectatori și telespectatoare! Din nou la emisiunea La Hotarul Gândului. Hristos a înviat. Hristos a înviat îi spunem și invitatei noastre de astăzi, Adevărat doamnei profesor Mihaela Georgeta Gârlea. Iată-ne din nou, spuneam la emisiunea La Hotarul Gândului, cu o temă de data aceasta cumva nouă, dar și veche. Toate-s și nouă, toate, în fond și la urma urmei, anume despre cuvânt. Și ne-am gândit să discutăm despre cuvânt cu un filolog. Pentru că doamna Mihaela Georgeta Gârlea de profesie este filolog, absolventa a Facultății de Filologie de la Cluj, babeș Boioi, pe profilul română latină. Exact. Și actualmente, din 94 mai, mai precis, este președintă a despărțământului Astra filiala Făgăraș, sub patronajul făgărășanului, drăgușanului Ion Codru Drăgușanu. Doamna profesor, așadar despre cuvânt se vorbește foarte mult se vorbește foarte tare, se vociferează, uneori se tace, ca formă de negare a cuvântului, uneori se manipulează prin cuvânt. Cum vi se pare, așa, pentru început, să fie această întrebare existența, viața cuvântului în ziua de astăzi? Se pot spune foarte multe despre cuvânt, chiar foarte multe lucruri. Aș vrea întâi să încep din antichitate că cât de cât este domeniul meu dacă ar trebui să ne gândim la ceea ce a apărut acum și există un canal există o particularitate a oamenilor care merg spre Dacia ar trebui să ne gândim că primele cuvinte scrise au fost pe tăblițele de la tărtăria nu? Să trecem peste uh, antichitate. Scrisă și rămase. Și rămase, și rămase. Deci, probabil a. scrisul sau în încercările. Uh, trebuie, scris trebuie să ne mai gândim, vechi. da, trebuie să ne gândim de asemenea la ideea că uh, limba română este o limbă romanică, dar uh, se pare că nu latina a fost uh, mama. Acestei limbi. Mama limbii, române. mama limbii române. Se pare că dacă, limba dacă a fost uh, mama. Sau, hai să nu zicem, să nu uh, insistăm prea mult asupra mamei. Oricum, limba latină și cu limba română sunt două surori. Sunt surori. Sunt da. surori nu sunt uh, diferența dintre mamă și fică, deci sunt surori. Dar tot legătură de sânge. De sânge, clar. normal. Din da. câte știu eu, doamna profesoară, prin colaborările, întâlnirile pe care le-am avut cu prilejul diferitor elemente, situații, simpozioane, manifestări. manifestări culturale, inclusiv cu Astra Făgăraș și nu numai, sunteți dacistă. Da. Cum să împacă profesoară de limba latină, specialistă pe limba latină da. și totuși dacistă? Crezul meu este că sunt dac. Sunt dacă. Sunt de pe acest pământ. Atâta vreme cât scripta da? Deci scrisul rămâne atâta vreme cât scrierile sunt că de la începutul secolului 1 până în secolul 7 a fost formarea limbii române și a poporului român și că influențele au fost latinești, alfabetul a fost latinesc, mergem pe principiul ăsta, dar în sufletul meu nu cred așa ceva. Da. Într-adevăr, probabil și perioada de tristă amintire, comunismul a insistat cumva pe dacism, dar l-a confiscat ideologic. Și atunci cumva există o punere în umbră, să, să spunem așa, dacismului în favoarea... Romei, nu? Că noi de la râm ne, de, ne tragem. Nu, nu a fost în uh, ultima perioadă, deci în perioada de tristă amintire. Nu. A fost în perioada iluministă. Au fost și cei, cei, cei care și au atunci. fost și au studiat la Roma și studiau foarte mulți uh, cu burse plătite de Roma, aveau tot interesul acești oameni. Fără a-i acuza astăzi de, știu eu, ideea latinității. Dar au fost oameni care au spus că noi ne tragem din poporul latin. Ori de ce latinii din nord nu se înțeleg cu cei din sud? De ce, dacă stăm să ne mai gândim, cei din Spania, din vest, din est, nu se înțeleg între ei? De ce? Pentru că ei au dialecte. Noi avem aceeași limbă. Trunchiul limbii române s-a păstrat. Dacă l-am amintit pe Cioran, Cioran spune că a trece de la limba română la limba franceză este ca și cum ai spune o rugăciune și ai încheia un contract. E o diferență, contractul îți vezi deja ceva material, ceva pragmatic, pragmatic, pragmatic da. pe când rugăciunea este în Suflet. Și tot de acest Suflet de care vorbesc, numai două, trei versuri aș vrea. Vă rog! Sunt Suflet în Sufletul neamului meu și îmi cânt bucuria șamarul. În ranele tale durutul sunt eu. Și-o deodată cu tine o beau când soarta ți întinde paharul. Ăsta este coșbuc. Mm -hmm. Ce frumos spune. Deci cuvânt. 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 Pornind puțin mai departe, pe, limba română se vorbește cam de 1700 de ani. Dar trebuie să ne gândim la faptul că Mircea cel bătrân se înțelegea cu oștenii lui din toate direcțiile, ar fi venit uh, oștenii, din orice parte ar fi venit ei. Uh, nordul cu sudul se înțelege și astăzi, estul cu vestul se înțelege. Deci, noi nu avem dialecte pe teritoriul României, noi avem graiuri, avem uh, regionalisme, nu. Dialecte, dialectele sunt, așa cum știe toată lumea, megleno aromân, român istro-român și daco Dar esența limbii a rămas. Trunchiul, Trunchiul limbii, limbii a, rămas. A, rămas. a rămas. Asta înseamnă că limba este, nu, doamnă profesoare, o purtătoare de identitate națională, românească. națională, da. valoare națională. E, nu degeaba Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, spune despre limbi Limba română Că face parte din cele opt limbi cele mai frumoase ale e, globului. Și cele mai creative? E, și, e cea mai dulce, cea mai e, deosebită. Dacă stăm să ne gândim că prin e singura limbă care are articol hotărât în Critic, cel care se așează la sfârșitul e, cuvântului, cel care dă o oareșcare e, muzicalitate. Cuvântului respectiv. Pe când le tablo, le, le fi e, sunt cuvinte, form adică exprimă același lucru de altfel, dar e, sunt formate din câte Și două, două trei cuvinte. Exact. De asemenea, e, accentul, accentul cade aiurea aici, cu accentul aș avea de lucru cu foarte mulți Professor moderatori. Sau profesor. Eu nu vine din franceză, Eu zic, profesor. Da, da, profesor e din franceză, Am de acord. Am și profesor. Profesor. Eu zic că profesor. în limba română este profesor. profesor. Așa, așa ar fi. Aici avem o uh, urmare a uh, accentului din limba latină. În limba latină accentul nu cade niciodată pe ultima silabă, de, exceptând uh, sila, uh, cuvintele monosilabice. Cade pe penultima sau pe antepenultima. Sau chiar și mai. Sau chiar și mai, da. în funcție de anumite situații. Apropo de, de Franța, doamnă profesor, că am dat niște exemple din, din limba aceasta, și a spus și de Cioran, da. că dacă se roagă, nu spuneați, românul în română e una, se roagă lui Dumnezeu, se poate ruga lui Dumnezeu, dar dacă se roagă în franceză, E ca atunci când nu are o relație cu Dumnezeu, ci mai mult un contract, ceva mai pragmatic, ceva mai exterior. Dar v-aș întreba, francezul ce-ar zice despre limba română? Nu la fel? Neamțul ce-ar zice despre germană? Englezul ce-ar zice Cei mai mari lingviști ai lumii au spus că limba română este muzicală, limba română este dulce. Face parte din cele opt mari limbi. Nu degeaba este e, în patrimoniu imaterial al lui Unesco. E, sunt două cuvinte care nu au e, traducere în niciuna din limbile posibile, dor și doină. Câtă, câtă, cât sentiment, cât trăire lăuntrică, câtă e, bucurie, câtă tristețe când îmi vine dor de ducă Duc. se preface de în lung. lungă. Când îmi vine dor de mers se preface exact. de alun șes. Dorul acesta, dor. dor. De asemenea, nu, nu se poate traduce. Deci privind uh, da, este un cu, uh, sunt două cuvinte intraductibile care au intrat în patrimoniul imaterial al lui Iunesco. Au și englezii au uh, uh, splinul dar se pare că e mult mai puțin bogat, să zic așa, în conținut față de dorul românesc, cu bucuriile, cu tristețile, cu mângâieria cu... și doina nemângâierea de românului. Mergem da. mai departe. Doina de cătănie, doina de nuntă, doina de... Sunt atâtea. Dorul de... Da. Exact, sunt atâtea... A, a, întrunesc atâtea sentimente încât nu pot fi explicate în alte limbi. De fapt, doina este practic oful românesc. Of. Și cum zicea un ah, un of, poate include 10 pagini de filozofie, să zicem Exact, orice. exact. exact. Ce, Dumnezeu ierte-i păcatul cui o lăsat oftatul. Exact. Dacă omul n-ar ofta, tare mult s-ar venina. Iar omul când oftează, tare mult se seninează. Exact. Deci iată ce, ce mesaje exact. profunde puternice, aduc puternice, sau da. etichetează în sensul larg al cuvântului aceste noțiuni de dor și de doină. Să nu uităm de asemenea un lucru zic eu foarte important. Românul dorește să spună într-o frază scurtă foarte multe lucruri. De aici avem proverbele, zicătorile. De aici avem strigăturile din limba română. În nicio altă limbă nu o să găsiți strigături și nici zicători. Nu sunt. Asemenea sinteze. da. da. Atunci când vrei să spui foarte multe, dar în cuvinte puține, și se, care se concretizează în ceva foarte scurt. Non multa sed multum. Deci, da. iarăși revin la, de, de, la limba latină, dar aici iarăși mă întorc la Cezar, care în memoriile sale de Bello Gallico are uh, extraordinar de multe fraze scurte, uh, fraze, uh, formațiuni pe care le întâlnim numai în limba latină. Ablativul absolut, știu eu, propoziția infinitivală. Sunt câteva particularități, lucruri, particularități da. de sintaxă care prescurtează fraza amplă. Să nu ne gândim la Cicero, care are o pagină întreagă de și numai o, o frază, nu o propoziție. Da. Ați vorbit, doamna profesoară, de limbă, din rădăcinile ei antice sau antice? Ca să am vorbit antice. De eu zic antice. Antice. A, așa zic și eu, antice, deși am auzit ambele de, variante. De, de, și am auzit la televizor atât de mult uh, antic. Da. Antice, da. Antice. În regulă, Și a mers la rădăcinile antice ale, ale limbii uh, române. Apoi ați venit, iată, în contemporaneitate cu, cu prețuirea pe care Cioran o acordă limbii române, nu numai Cioran nu și Nikita Stănescu, toți mari creatori. E, au nu vă uitați, limba vorba. Română. Tot Cioran spunea că aceste două cuvinte, dor și doină, sunt diamantele roz ale limbii române. Am uitat să vă zic asta. Intuiția dumneavoastră este perfectă. Și ați ajuns la această nu acest exact. patrimoniu imaterial al limbii române, da. uh, uh, sintetizată, esențializată în dor și doină, cuvinte, da, uh, intraductibile și care, cum să spun, întâi trebuie simțite și -a înțelese prin înțelese. simțământ trăite exact. și nu vorbit despre exact. ele. Exact. Sunt oamenii care astăzi transformă cuvântul românesc cu toată bogăția lui de spiritualitate, așa cum a subliniat dumneavoastră până acum, și îl folosesc ca hate speech, ca mesaj al urii, al despărțirii între oameni în fond, cuvânt vine de la conventus în limba latină da. și ar vrea să insistați un pic pe lucrul acesta dacă binevoiți. Și prin acest uh, discurs al urii, al despărțirii ideologizat, manipulator, practic se pierde ceva din viul, din esență, din acest duh uh, pe care cuvântul românesc îl poartă din străfundurile lui. Ce părere aveți? Uh. Aici ar trebui să fac o, o mică paranteză. Vă rog. Nu am uh, uh, dreptul să judec pe nimeni ce religie își alege. Nu am dreptul ăsta, da? Fiecare crede în ceva. Uh, e dreptul lui să creadă. Că nu sunt de acord este altceva. Dar e dreptul lui să creadă orice. Uh, în societatea de azi avem mii de partide, da? E dreptul lor, fi, dreptul fiecărui om să creadă, să aibă o coloană vertebrală când se înscrie într-un partid, eu așa văd, și să uh, meargă în continuare pe ideea uh, vreau să fac ceva atât pentru mine, cât și pentru țară, da? că de am am dus la partidul respectiv ca să pot ajuta cu ceva. Ce e astăzi în politica românescă? Apropo de folosirea cuvântului. Exact! Ce noi locuim limba română și limba română ne locuiește pe noi. Exact. Dar vedeți cumva în celebra poezie a lui Vlahuță, chiar așa intitulată cuvântul, el spune, dacă stau bine să mă gândesc, zice că aprinde în inimi ură sau iubire, de moarte de viață făcător și neamuri poate duce la pieire cum poate aduce mântuirea lor. Deci iată ce forță de creație are cuvântul. La început a fost cuvântul. Exact, are forță de creație, are o legătură. Dar și de distrugere. Dacă și de distrugere. Inima e distrusă. Exact. De asta spuneam de sentimente. Deci, cuvântul ăsta, când îl spui, poți să spui ura. Așa, cu plăcere, ah, ce te urăsc, ca și când ai zice, ah, o da. E ah, de adrenalină, o Exact, ah, ce te iubesc. Pe moment. Pe moment, Dar după aceea noaptea e lungă. Timpul devine subiectiv da, și ura roadă roade în ficat, trage da, la inimă, noaptea la este un sfetnic, noaptea este un sfetnic bun Așa ar totuși. trebui să fie. Așa fi. ar, fi, ar trebui, da. Și a doua zi să zic, domnule iartă-mă, să folosesc cuvântul ca vindecare. Exact. Iubirea și iertarea ca forma iubirii vindecătoare. Iartă-mă, exact. îmi pare rău, am greșit, sunt om. Acesta e cuvânt mântuitor. Cuvântul în ziua de astăzi, zic eu că, și nu numai cuvântul, limba în sine, este plină de franțuzisme, de englezisme, de tehnică nouă. Uh, nu mai folosim uh, o sâmbătă frumoasă sau o duminică, un weekend, un weekend da. plăcut. Când te simți? Cool? Beton? Cool, beton sau uh, mai și Bine, cool. N-aș folosi aceste lucruri Avem în un nimeni. copil în, în Todălița, îl întreb, ce faci? Zice, fac bine. Fac bine. Atât de românește mi se pare că îmi nu Bine, ce fac. faci bine? Ce, ce faci? Fac bine. Exact. Fac Atât bine. de simplu și da. atât de, de curat gândiți-vă la copilul ăla care zice mă duc în weekend undeva da. Vi s-ar părea așa, a, weekend, de unde știi tu de weekend? De ce nu știi de sâmbătă, de duminică? De duminică, deci un weekend frumos, nu duminică frumoasă. Sau o sâmbătă, sau un sfârșit de săptămână frumos. Avem foarte multe cuvinte. Apropo de acest lucru, dicționarul, Marele Dicționar Românesc, care a apărut acum, are peste 170.000 de cuvinte. Să nu punem cele 30.000 de cuvinte care sunt diminutive. Deci fără astea. 170 plus 30 ar fi 30 de 200 da, da. de mii de cuvinte ar fi dicționarul, marele dicționar românesc. Pe când arătați-mi o altă țară, un alt popor care să aibă un dicționar de așa Amploare. bogăție și de, de așa, așa, de a, de așa da. amploare. Da. Știu că limba germană este extrem de n-aș vrea să intru pe subiect, dar este extrem de creativă prin aglutinările acelea, prin lipirile de, de cuvinte. Și e la foarte noi. creativă, foarte, foarte vie. Și la noi. Și limba latină. Și limba latină este creativă. Gândiți-vă puțin la res, la lucru, da? Înseamnă da. lucru. În limba latină există peste 70 de înțelesuri ale cuvântului lucru. Când zici res publica, Lucruri ce este? publice, treburi publice. Exact. Res istorie. Res politica. Res politica. N-am auzit de res politica, dar s-ar putea să fie. Dar era sinonimă cu res publica, res politica, în vremea respectivă? Nu știu. Adică res publica, nu, e politica. Nu era politic, publice și politica? Și politica, pentru că nu era termenul de Politica Atunci era Senatul, care era, sau patricienii, sau patricienii, e, exact, era, exact. erau alte. Dar era și democrație, apropo de antici, Așa. era și democrație, că veni vorba, scurt, democrația Atenei, să zicem, secolului IV înainte de Hristos, avea ceva în comun cu democrația de astăzi? sau deosebit? Nu știu, ca idee, sau ce vă inspiră acum mai momentul, mult, că mult de discutat aici. Da, aici chiar și sunt unele lucruri pe care n-aș vrea să intru că nu sunt în cunoștință de cauza atât de, de bine, dar democrația, da, a apărut la greci. Grecii au considerat că au drepturi și au lucruri pe care trebuie să le sunt obligați să le facă. Și acele așa drepturi. A, exact, acele drepturi. În cuvânt. Și în cuvânt, dar nu. Grecii sunt ei așa, dar sunt un popor foarte foarte știu ce vor. Ei știu ce vor. Nu, 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 pot fi ca la noi, Iba că azi că... că mâine, că astăzi e într-un fel, mâine e în alt da, fel. Grecii, grecii, de astăzi, ziceți. Da, vorbim de greci. vorbind de greci romani, grecii erau cu, mai cu capul nori, așa, mai filozofi, și romanii mai pragmatici. Până da, trebuie cu via... să... întreaga spiritualitate, cu toată rețeaua de drumuri, de conducte, între... de băi mai e, pragmatici e, la tine Să ne gândim puțin că întreaga spiritualitate europeană, să zicem europeană deși ne putem întinde și în alte părți, a, a venit de la greci. Primul roman grecesc, primul uh, teatru, primul uh, medic, primul de, de, toți sunt uh, așa, uh, latinii au acaparat prin luptele pe care le-a dus și prin extinderea Imperiului, au, ce au adus? Au adus prăzile de război, care le-au dat uh, cetățenie la Roma, și au făcut exact, uh, Roma să fie cea mai înfloritoare uh, capitala, civilizație, civilizație și, și așa. Mea. Dar avea din toate părțile aduse prăzi de război din Marea Britanie, din uh, Elveția, din Germania, din Galia, nu mai spun. Da. Doamna profesoară, ați amintit de, de teatru. Da. Uh, știu că ați jucat în piese de teatru, da, sunteți obișnuită multe. cu da, jocul da. de rol, ori pentru mine a fi un om de teatru înseamnă a ști să folosești cuvântul și a ști să-l rostești, să-l accentuezi. Și eu, din câte v-am cunoscut și v-am auzit în alte dăți, uh, socotesc că aveți o, adică am observat că aveți o carismă în această privință, mm. Și vă rog foarte, foarte mult să alegeți un uh, cuvânt, în general zic, pentru că emisiunea este despre cuvânt, și să îl l citiți cu tot ceea ce trebuie acolo. Adică cu cuvinte. Și cu cuvinte, da. cu non verbal, cu da. text, text context, că... subtext, cu Am tot ceea înțeleg. ce se înțelege dincolo și pe sub și pe deasupra cuvântului, cu care e bogăția din române. Practic, exact, cu mare drag. Și aici aș vrea uh, să vă amintesc. Citesc nu toată poezia, doar câteva strofe. De, uh, trebuie să ne gândim puțin la legătura care o face Coșbuc. Că tot din Coșbuc vă citesc. Așa. Uh, legătura care o face Coșbuc cu Pământul, cu țara, cu Biserica. Familia și cu societatea. Exact rog. asta. Și cu războiul. Războiul care era. E vorba tot de o scrisoare de la Muselim că asta e pe sufletul meu și n-am ce-i face. E... Vă rog, puneți suflet și citiți. Măicuță, dragă, cartea mea, Găsească Mite în pace. Pe aici. E vânt și vreme grea Și-a la neizace De patru luni și slab și tras Să-l vezi că-ți vine plânsul Că numai oasele au rămas Și sufletul din trânsul Apoi să știi că a fost război Și moarte aici Nu șagă dau pe dealuri dintre noi, ca frunza, mamă dragă. Și acolo, în deal, cum fulgera un plumb, simți că vine și n-a avut loc, cât larg era, decât în piept, la mine. Și vezi pe aici, să vezi pe aici și ciungi, și Hristos să-i miluiască, tu mergi la popa în salt să-l rogi o slujbă să-mi cetească. Puter nu vei fi având, de plată vorbă îi lasă, că voi lucra o zi oricând la întorsul meu acasă. Penuțul vi lăsase mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrângă, voinic și vă răstoarnă casa. Făcut uiați și lui la fel căciulă cum am vrut-o. Aveam o piele în pot de miel, doar nu veți fi vândut-o. Și am făcut măicuță vând, l-am scos de tot din țară. Măcar stătea pe supământ și nu ieșa pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osma, nebiruitul, că îl împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Mă doare în piept, dar nu să țip. Și așa mi-e dor de acasă. Și-aș vrea să plec. Dar nu e chip. Că vodă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită și o să te strâng de după cât maicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat cât a fost viu și îmi țin acum cuvântul: Să te mângâie Dumnezeu, ca așa e la bătaie. Și am scris această carte eu, căprarul Nicolae. Mulțumim frumos, doamna profesor Mihaela Georgeta Ghirlea. Cu mult drag Nu tot coșbuc spunea: O luptă e viața, dește luptă exact. cu dragoste, cu ea, cu dor. Oricare ar fi sfârșitul luptei, să stai luptând căci ești dator. Dragi telespectatori și telespectatoare, astăzi am avut-o în mijlocul nostru pe doamna profesoară Mihaela Georgeta Gârlea, președinta Astrei Făgăraș căruia îi mulțumim pentru prezență, MUL pentru evoluție, drag. pentru accentul de spiritualitate și de dor, de doină, de duh, de suflet pe care le-a adus în emisiunea noastră și vă așteptăm cu drag să ne vedem la emisiunea următoare. Mulțumesc! Aveți grijă de dumneavoastră!